Sărmâna, bună seara, bine v-am găsit. Se pare că numai bună nu este, pentru că o veste de ultimă oră ne anunță că pilotul Adrian Iovan a murit în catastrofa aviatică de la Alba. Probabil că știți deja despre ce este vorba. Un avion care transporta o echipă de medici care trebuia să prevaleze niște organe de undeva de la Oradea s-a prăbușit în jurul orei 15-16. Problema este că de aici a început un film atât de prost pe care, din păcate, îl vedem în fiecare zi în România, încât te întreb dacă noi trăim într-o țară civilizată din mijlocul Europei în anul 2014 sau undeva în Africa în 1800. Pentru că în orice țară civilizată să ai șansa să poți vorbi cu un supraviețuitor al unei catastrofe aviatice, să-ți spună exact, domnule, ne-am prăbușit, ajutor, să ceară ajutorul. Și timp de 6-7 ore să nu fii în stare să localizezi, vorbind de pe un telefon mobil ultra-performant, să mobilizezi și să localizezi, să mobilizezi oamenii să-i caute, dar în primul rând să localizezi cu ajutorul telefonului acești medici care se luptau practic pentru viața lor de acum, este ceva incredibil și strigător la cer. Practic, Adrian Iovan a murit cu zile ucis de un sistem pe care noi îl finanțăm zi de zi și care nu este în stare să ne ajute într-o situație de acest gen. Până la urmă, oameni buni, aveți grijă ce pățiți, pentru că în România nimeni nu vă ajută. Până la urmă, România trebuie ajutată, în primul rând, pentru a putea ca la rândul ei să-și ajute cetățenii. Transmitem și noi condoleanțe familiei lui Adrian Iovan și rămân la ideea că el, săracul, un pilot absolut genial, care sunt convins că a reușit să fac această aterizare și să îi salveze pe cei aflați în avion de la o catastrofă iminentă, iată, n-a putut fi salvat la rândul lui. Da, este, așa cum spuneam, o altă dovadă a incompetenței și a stării de haos generalizat în care se află țara asta. În 96 citeam pe net Basav Dudaev, sau nu mai știu cum îl chema, un lider al cecenilor, a fost ucis cu două rachete care au picat fix pe el din cauza că vorbea la un telefon mobil în 96. Acum ai șansa să vorbești cu cineva care a scăpat dintr-un accident aviatic, să vorbești la telefon și timp de 7 ore nu ești în stare să-i localizezi. La 18 ani, după ce s-a demonstrat că această tehnologie există. Pentru că atunci, Dudaev sau Basaev, nu mai știu exact despre cine vorbim, a fost lichidat fix în acest fel. Datorită faptului că vorbea, sau din cauza faptului că vorbea la un telefon mobil. 18 ani în urmă exista această tehnologie. Acum, în 2014, în România, nu se poate, folosind un telefon performant care îți dă posibilitatea să accesezi internet, să accesezi sateliții, GPS, să spui tuturor în orice moment în ce locație te afli, nu există această posibilitate de a fi reperați. Un sistem în care s-au băgat miliarde de euro. Este sistemul de telecomunicații speciale, cel care păstorește serviciul 112, unde în principiu doar trebuie să suni, să ceri ajutor și să poți fi găsit în orice loc din țara asta. Pentru că pentru asta ai făcut. Poate nu poți da mai multe date, mai multe detalii despre unde te afli. Doar apelezi și în principiu ar trebui să fii găsit. Ei bine, nu s-a întâmplat asta. Și vorbim de medici care se duceau să salveze alte vieți. Și de un pilot absolut extraordinar, pe care l-am cunoscut, care, mă rog, a venit pe la noi, pe la emisiuni, care a fost în lumina reflectoarelor la un moment dat și poate din această cauză s-a și, sau cu această ocazie, s-a și aflat despre el și de felul său absolut fantastic de a pilota, un pilot de excepție, dispare astăzi din cauza neputinței unei țări aflată de mult dincolo de marginea prăpastiei. Încă o dată, Dumnezeu să-l ierte și transmite în condoleanțe celor din familie. Da.